Să se întâmple acest lucru, având în vedere că anul viitor vom avea și o campanie electorală intensă, un an electoral încărcat, cu 4 ne-am obișnuit, dar eu cred că după 30 de ani de democrație trebuie să separăm lucrurile. Nu au nicio legătură cu campanie electorală, cu anul electoral din România, parteneriatul strategic cu Statele Unite. Dar ar fi un succes al dumneavoastră sau al cui ar fi acest succes? Nu, este un succes al românilor și e o așteptare a românilor îndreptățită. Cred că o perioadă prea lungă de timp nu am lucrat atât de aplicat. Doamna ministru de externe a luat foarte în serios acest plan, dar nu cu intenții electorale. Bun. Știm că inițial în programul includea și o întâlnire cu vicepreședintele Statelor Unite ale Americii, cu Kamala Harris. De ce nu a mai avut loc această întâlnire? În primul rând, președintele Biden nu a mai putut face deplasarea la COP în Dubai și atunci automat vicepreședintele Statelor Unite s-a dus în locul președintelui și s-a anulat această întâlnire, eu decidând împreună cu ambasada să continuăm această întâlnire și bine îmi pare că am făcut acest lucru, dar am convenit cu staful doamnei vicepreședinte că în perioada următoare să avem această întâlnire, ori în Statele Unite, ori în Europa.